Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Timpul trece foarte repede, nici nu știm când. Și uitați că am ajuns deja spre partea finală a anului. Așa că astăzi vorbim despre amprenta astrală a lunii septembrie pentru fiecare zodie în parte. Înainte însă de a începe prezentarea, nu uitați că pe platforma Patreon aveți materiale speciale, altele decât pe YouTube, aveți prețuri speciale la astrograme, la revoluții solare pe următorul an sau la sinăstri și la consultații private. Acolo o să găsiți și adresa mea unde puteți să mă contactați. Pe Patreon aveți calendarul sănătății pe luna septembrie, postat de curând, unde aveți pe zile, datele când puteți face intervenții chirurgicale sau intervenții la dentist. Sunt diferite, o să vedeți. Sau să începeți diete de slăbire sau procedee de înfrumusețare. De asemenea, la cererea voastră v-am postat și calendarul căsătoriilor, adică zilele bune sau rele pentru căsătorie. Pe ecran v-am postat evoluția planetelor pentru luna septembrie pentru cei care sunt interesați, inclusiv harta echinoxului de toamnă. Trebuie să vă spun ca și curiozitate astronomică. Planeta Neptun, cea mai îndepărtată planetă de la Pământ, din 16 septembrie, o puteți vedea cu ochiul liber pe cer, în apropiere de constelația vărsătorului. Ce să mai știți, Chiron va fi retrograd cam toată luna, Lilith sau luna neagră va avea mers direct, Pluto, Saturn, Uranus, Neptun și Jupiter vor fi retrograde cam toată luna. Marte și Venus vor fi în mișcare directă, Mercur, în marea majoritatea a timpului, adică până în 27 septembrie, va avea mers direct, și pe 7 septembrie avem luna nouă în fecioară, iar pe 20 septembrie luna plină în pești. Echinoxiul de toamnă va fi pe 22 septembrie, dar astral nu înseamnă foarte mult. Să vorbim despre Rac și cei cu ascendent în rac. Pot să vă spun că septembrie este o lună bună și interesantă pentru voi, mai ales în perioada în care Mercur, planeta gândirii, a comunicării, a negocierilor, a mentalului, intră în retrogradare, adică la sfârșit de lună, pe 27. Mercur va fi în balanță, adică un semn cardinal prieten pentru voi și se va situa în casa voastră 4. Mai concret, schimbările care trebuie să se facă vor fi pe casă, camin și familie sau imobiliare. Mulți dintre voi care locuiți în străinătate o să aveți în gând să vă întoarceți în țara voastră de origine. La rădăcini. Tot acum este un moment bun în care să obțineți împrumuturi pentru a cumpăra proprietăți sau pentru rezolvarea emoțiilor și a oricăror Alte probleme din trecut. Este o energie care va dura cam până pe 19 octombrie. Aceasta este cea mai importantă energie astrală pentru voi. Pe un alt nivel, mai puțin important, este planeta Venus în Scorpion, care va fi în a doua săptămână din septembrie. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva drăguț, secretos dar și foarte atractiv. Între 17 și 23 septembrie, poate fi o perioadă un pic provocatoare pentru că Venus va face o poziție cu Saturn și cu Uranus. Și asta o să aducă o energie un pic rebelă și greu de stăpânit. Adică, o să aveți chef să fiți mai liberi, și fizic, și spiritual. Să vă distrați mai mult. Prietenii pot deveni mai mult decât prieteni. Așa că, până la urmă, eu zic să nu ratați această șansă. Pe zile importante, lucrurile stau cam așa pentru voi. Pe șapte, avem luna nouă în casa voastră: 3. Casa comunicării, a grupurilor sociale și conectarea cu alții. Acolo se întâlnește cu soarele și cu Marte. Deci, avem o oportunitate de noi începuturi cu alte persoane cu alte asociații sau grupuri care să ne reprezinte mai bine și cu care să ne simțim mai bine. Planeta Marte încurajează să fim proactiv, să ne mișcăm, să ne acționăm și în niciun caz să stăm și să așteptăm. Așa că nu vă mai ascundeți în carapace și ieșiți afară să spuneți ce vă doriți. Pe 11, Venus Planeta dragostei și a banilor intră în casa astrală 5. Este o poziție unde Venus se simte foarte bine, foarte confortabil. Și asta vă poate aduce romantism, dragoste, dar vă poate aduce și bani sau o afacere nouă mai bănoasă. Nu uitați că tot ce faceți trebuie să vă bucure. Să vă simțiți mai fericiți și mai mulțumiți decât până acum. Pe 15 septembrie Marte intră în casa voastră 4 și vă dă un impuls de energie pe casă, cămin și familie. Aici voi o să vă concentrați acțiunile ca să aduceți ceva schimbări necesare. Poate veți repara ceva, poate veți renova sau chiar construi ceva. Sau veți scoate tot de prin de barale ca să aruncați din lucrurile inutile. Pe 20 septembrie avem lună plină pe casa nouă. Casa cunoașterii, a turismului, a relațiilor cu străinii, a credinței și a judecatei proprii. Acolo, în aceeași casă, este și Neptun, care a fost mai concret asociat cu scena, cu teatru, cu măștile sau o trăvurile și intoxicațiile, sau cu evadarea din realitate. La nivel spiritual, este o planetă a misticismului și a experiențelor Psihice, lăuntrice. Mai este numită și planeta iubirii divine, spiritualizate și necondiționate. Neptun în Casa Nouă tinde către o purificare spirituală prin atitudini pline de iubire față de ceilalți. Așa că acum este momentul să aruncați o privire și spre partea voastră spirituală. Poate ați uitat ceva, ați omis ceva, v-ați depărtat poate de această cale sau să vă conectați în alt mod la toți oamenii de pe pământ. Este nevoie de o altă viziune, o altă perspectivă, care să conțină mai multă compasiune și mai multă dragoste. Pe 23, soarele intră pe casa voastră 4 și își aruncă energia și căldura pe casa familiei și a căminului vostru. Iar la sfârșit de luna Mercur, pe 27, adică intră în retrogradare pe aceeași casă, 4. Așa că, o să primiți mai multe informații pe zona de casă și familie sau imobiliar, care o să vă schimbe un pic strategia și voi o să trebuiască să reveniți asupra unor decizii. Sau, poate, unii dintre voi o să vă simțiți mai în siguranță și mai stabili în zona casei și a familiei. La fel cum studiul sau munca de acasă vor fi foarte. Benefice pentru voi. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper ca materialul să vă fie de folos. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Mă puteți contacta la adresa de e-mail afișată pe ecran și în descrierea materialului. Vă pup! Vă doresc să aveți pace în suflet alături de o minte armonioasă deschisă către cunoaștere.